În luna aprilie vă prezentam un concept inedit de tabără, proiect aflat la începuturi în pădurile din Brebu și Valea Doftanei. Inițiatorul Eugen Sechila de la Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei propunea participanților 3 zile de haiducie departe de civilizație și confort, în mijlocul pădurii. Acum vă spunem că aceste tabere de haiducie au devenit o normalitate în zona noastră, iar conceptul se bucură de un mare succes. Se organizează în fiecare lună, iar în curând și de 2 ori pe lună. Sunt cereri, sunt oameni care sunt interesați, iar Valea Doftanei oferă toate elementele necesare unei astfel de activități. Relieful este foarte favorabil, topografia se poate studia foarte bine acolo, formele de relief sunt bine profilate, clima e una favorabilă. Toate elementele sunt reunite. Da. Și sunt cereri. Am avut plăcuta surpriză să văd oameni de calitate, oameni de diferite profesii interesați de taberele astea de haiducie și de problematica supraviețuirii sau a viețuirii în condițiile actuale, venind și revenind în tabere. Adică persoane care s-au prezentat la a doua ediție, la a treia ediție. În tabere, participanții întâlnesc specialiști în domeniile militar, medical și al artelor marțiale și învață tehnici de autoapărare, elemente de prim ajutor, topografie și orientare, construirea unui adăpost și a unor capcane pentru animale. Ei stau 2 nopți în natură, fără confortul obișnuit, în condiții extreme. Iar dacă aceste tabere de haiducie s-au desfășurat până acum doar vara, Eugen Sechila, care are o experiență de 16 ani în legiunea străină, are de gând să le facă și iarna. Următoarea tabără de haiducie, Nicolae Fudulea, se va desfășura între 29 iunie 1 iulie. Vârsta minimă de participare este de 14 ani, iar cei interesați pot contacta organizatorii pe pagina de Facebook, Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei.